Mai sunt 3 luni până la sărbătorile pascale, iar municipalitatea a demarat 8-a campanie pentru a oferi tichetele sociale în valoare de 100 de lei pentru pensionari și persoanele cu handicap grav și accentuat. Vor beneficia de aceste tichete persoanele care au un venit de 1200 de lei. Vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, de curățenie și igienă corporală, produse farmaceutice, îmbrăcăminte și încălțăminte. Nu este absolut nimic nou în această campanie, se păstrează toate condițiile avute anterior la campania trecută, adică de Crăciun 2019. Avem aceleași puncte de distribuție 10 ale acelorași instituții, documentele se păstrează aceleași pentru că nu s-a modificat grupul țintă, adică beneficiază de etichete sociale pentru sărbători, în cazul nostru de Paște. Și anul acesta, dosarul va conține aceeași documentație ca și în campaniile trecute. Cererile vor fi depuse la centrele deschise în mai multe locații din oraș. Punctele de distribuție, așa cum se știe, sunt cele ale Direcției de Asistență Socială, la sediu nostru din strada Frații Buzești, numărul 6, Centrul de Comunitar de Asistență Medico-Socială Nicolae Bălcescu 22 și Clubul Pensionarilor din strada Victoriei. După care sunt sediile, două sedii ale primăriei, adică sediul central al primăriei din Mihai Cogălnicianu și Direcția Generală Economică din strada Toamnei. Mai avem parteneri, Direcția de Administrare Patrimoniu cu sediul în strada Unirii, apoi deja SPC Olt cu punctul de lucru pe care îl au în centura Basarabilor, unde este cu pensionarilor gestionat la nivel de direcție generală. Apoi încă parteneri CAO și Loctrans, pe cele două caserii CAO din Artilerie și Textilistului și Loctrans cu caseria din Aicuza. Tichetele vor putea fi utilizate în cadrul unui număr de 73 de unități comerciale de pe raza municipiului.